Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Păcatul nu are în sine nimic original. El conține doar banalitatea repetării și sclavia unei reacții, spunea Livio Melina. Binele precede răul și îi urmează în eternitate. Pentru că binele este în ultimă instanță Dumnezeu, niciodată el nu poate fi comparabil cu răul. Sfințenia deplină a dumnezeirii nu poate fi judecată în aceiași termeni cu tenebrele păcatului uman. Tocmai de aceea, atunci când omul păcătuiește, nu face altceva decât să pervertească un potențial bine. Diavolul mereu a falsificat virtuțile creștine și continuă în aceeași notă până la sfârșitul istoriei. Păcatul, la rândul lui, nu face decât să înrobească și să producă o inerție periculoasă. El întotdeauna va naște viciul, iar viciul va aduce după sine prăbușirea. Să fim mereu de partea originalului, de partea principiului ce va rămâne dincolo de timp și de lume. Să nu ne lăsăm seduși de ispitele momentului, ci să le învingem printr-o continuă luptă spirituală. Fiind de partea lui Dumnezeu, El ne va ajuta mereu și ne va da biruință.